Procurorii au stabilit că în lunile octombrie și noiembrie anul acesta, subofițerul a pretins și a primit de la soția unui deținut bani și foloase materiale. Mai exact, pe 10 octombrie a primit un permis de pescuit valabil la una din bălțile de pe raza comunei Bâlteni din Gorj. O zi mai târziu a mers la domiciliul denunțătoarei și a luat o sacoșă cu alimente și băuturi alcoolice. Toate pentru a introduce în penitenciar medicamente pentru soțul femeii. Mai mult, agentul i-a cerut acesteia 500 de lei pentru a-i asigura condiții mai bune de detenție și favorizarea vizitelor pentru pachet. Nu s-a mulțumit cu atât și pe 4 decembrie i-a mai pretins femeii 300 de lei. Agentul de la penitenciarul Craiova a mai primit 100 de euro și de la o altă femeie, căreia i-a promis că va vorbi cu colegii de-ai săi pentru a-i aranja vizitele la soțul său. Tribunalul Dolj a dispus arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile pentru infracțiunile de luare de mită și trafic de influență.